când cărămizile, un zgomot infernal și m-am dus la cheamă utilajul acesta. Și practic ați găsit garajul aproape de lămat. Și i-am zis să aveți grijă că era să îmi omorâți câinele. Că norocul lui că în dimineața aceea nu l-am băgat în sat. Noaptea îi dau drumul, ziua îl închid în țarcul lui. Acum e foarte supărat de cărămizile astea. Da. Dar dânsul a continuat să dărâme. I-am zis, nu ne-ați întrebat și pe noi, nimeni nu ne-a avertizat măcar când începe să dărâmați, nu mai zic că trebuia înainte să ne anunțe cineva ce aveți de gând să faceți. Ați chemat poliția și poliția ce a spus? Eu m-am întors și i-am zis, aveți grijă ce mai faceți, măcar nu mai îndărâmați în curte. El a zis că face tot posibilul, că primăria oricum voia să dărâme și nu ne-a consultat. Și mai târziu, când a venit băiatul meu de la serviciu pe la ora 15, deja era molos și dărâmat atelierul, garaj care îl avem în spate. Am ieșit să văd ce era să mai fac. Când a sosit băiatul meu, a anunțat poliția să vină să vadă stricăciunile care ni le-a făcut.